Șoferul care a tamponat o căruță, iar în rezultat o persoană a murit, iar alte trei au fost rănite, va fi cercetată în libertate. Tragedia a avut loc pe 26 martie la intrarea în orașul Cimișlia. Imediat după accident, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar procurorii au cerut 30 de zile de arest. Cererea însă a fost respinsă de către magistrații judecătoriei din Cimișlia. Informația a fost confirmată pentru echipa 902 de către șeful secției urmărire penală a inspectoratului de poliție Cimișlia, Igor Doneț. Amintim că un bărbat de 36 de ani a decedat, iar alte trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce un șofer a intrat cu mașina într-o căruță. Potrivit polițiștilor, conducătorul autoturismului ar fi adormit la volan și ar fi tamponat din spate căruța. Ciocnirea a fost atât de puternică încât atât mașina cât și căruța s-au răsturnat și au ajuns în șanț. În autoturism, împreună cu șoferul, se mai aflau soția și copilul acestora de un an, iar în căruță trei bărbați. Din nefericire, impactul a fost fatal pentru unul dintre cei trei bărbați care se aflau în căruță. Acesta a decedat pe loc. La fața locului a venit și o ambulanță care le-a acordat asistență medicală celorlalte persoane implicate în accident. Dacă va fi găsit vinovat, conducătorul automobilului riscă până la șapte ani de privațiune de libertate. Contactat telefonic, avocatul bănuitului nu a fost de găsit pentru a comenta decizia instanței.